Salutare tuturor! Nu vând niciodată o poziție pe minus, nu vând niciodată în pierdere. Este filozofia de investiții pe care am văzut că se bazează foarte mulți investitori și spun asta cu mândrie, că eu nu vând niciodată în pierdere. Este o filozofie bună sau proastă, vom discuta pe larg în acest material video și am pregătit o prezentare pe această temă și vom vedea puțin câteva exemple concrete și ce câștigi sau ce pierzi dacă urmezi o astfel de filozofie de investiții. Dar până atunci vă readuc aminte că acest proiect Investește la Bursă este susținut și de brokerii de la Goldring, o companie de brokeraj prezentă pe piața din România de peste 20 de ani. Așadar, dacă vreți să faceți pasul către bursă, intrați și pe site-ul Goldring, pentru că veți găsi acolo foarte multe materiale utile, rapoarte de analiză, estimări de dividende și multe alte materiale utile pentru voi, cei care vreți să faceți pasul către investițiile la bursă. Așadar, ce facem cu pozițiile pe minus? Le vindem, vindem în pierdere sau menținem această poziție? Este subiectul pe care îl voi detalia în acest material. Avem De multe ori suntem puși în situația că am investit în compania X și prețul s-a prăbușit. Ce fac? Mai cumpăr? Am o pierdere de 30%. Ce să fac cu pierderea aia? Să mai țin? Și când să vând o poziție pe care o am în pierdere. În cariera noastră de investitor la bursă, adesea ne dorim să facem mereu investiții de acest gen, să cumpărăm noi aici în iunie și la finalul lunii septembrie să avem un câștig impresionant, cotația companiei să zboare de la momentul la care am cumpărat noi. Dar adesea vom, pu vom fi puși și în situația de a face investiții mai puțin inspirate companii pe care le cumpărăm aici și prețul se prăbușește, de exemplu, de la 11 lei până la 4,8 lei. Este cazul unei companii foarte cunoscute, despre care o să discutăm imediat, o companie listată la Bursa de Valori București. Adesea vom face și investiții de acest tip. Nu văd niciodată în pierdere, este filozofia pe care se bazează mulți investitori, am văzut și am văzut că sunt foarte mândri de asta, pentru că a vinde în pierdere este egal cu m-am înșelat, am făcut o investiție proastă, am greșit. Este ca și cum mai spune că am dat o bară și adesea acești investitori nu vor să recunoască că au făcut o investiție proastă, că s-au înșelat, că au greșit, nu vor efectiv să-și recunoască o greșeală. Dacă ar vinde în pierdere, ar fi egal cu am greșit. Odată ce deținem ceva, odată ce facem o investiție, ne lăsăm adesea ghidați de emoții, Adesea acești investitori care nu vor să-și asume o pierdere, ajung adeseori să se îndrăgostească de acea companie în care au investit. La fel am făcut și eu de multe ori companii pe care am, am investit, să zicem, prima mea investiție într-o companie, mi-aduc și acum aminte, Are Brașov, o companie care era în vogă la momentul acela când am investit eu, acțiunile zburau așa cum a arătat într-un grafic anterior și mi-aduc aminte că de la momentul la care am cumpărat eu, evident că acea cotație a început să scadă, este între ghilimele norocul începătorului și mi-a fost foarte greu să-mi asum acea pierdere, fiind prima companie în care am investit, am rămas cumva atașat emoțional de acea companie și a fost foarte greu să mă despart de acea investiție. Așadar, nu vă îndrăgostiți de companiile în care ați investit. Um, adeția, dacă nu îți asumi niciodată o pierdere, portofoliul tău va ajunge o aglomerare de companii care devine tot mai greu de urmărit. Vei avea un colț roșu, să zic așa, în portofoliul tău de companii care aștepți să-și revină, speculații, uneori speculații pe termen scurt, care devin investiții pe termen lung. Companii care spui tu, ai citit un articol în presă, ai primit un pont între ghilimele de la un prieten, investește în compania X că o să fie bine, și evident după ce investești tu, cotația începe să scadă, dar tu aștepți să-și revină. Și vei avea încet încet o aglomerare de companii în portofoliul tău, așadar, un colț roșu de companii care aștept să-și revină, că la un moment dat, sigur, sigur, va crește cotația și o să discutăm imediat despre condițiile în care aceste companii, până la urmă, își revin. Și încet, încet, ai vei deține din ce în ce mai multe companii în portofoliul tău și portofoliul, acel portofoliu devine din ce în ce mai greu de urmărit, pentru că, până la urmă, câte companii să, cu câte companii poți să rămâi tu la curent? Să știi tot ce se întâmplă, să știi cum au raportat, să știi ce dividende vor distribui, care sunt companiile care distribuie acțiuni gratuite, care sunt companiile care distribuie dividende. Deja dacă deții peste 10, peste 15 companii, acel portofoliu devine din ce în ce mai greu de gestionat. Când spui că aștepți să-și revină o companie care îți cade cu 10% pentru a ajunge pe break-even, pentru a ajunge la zero cu acea companie, trebuie să își revină cu 11%. Că cotația scade cu 15%, vedeți aici, trebuie să crească cu 18% pentru a ajunge pe zero cu acea companie. Dacă merge mai departe la o scădere de 30%, cotația trebuie să-și revină cu 43%, să crească cu 43% pentru a ajunge pe zero. Și dacă acea cotație a unei companii scade, doamne ferește, cu 50%, trebuie să crească cu 100% de la acel nivel de unde a scăzut pentru a-ți acoperi pierderea. Acum, întrebarea pe care vă pun eu, în ce condiții um, o companie poate să crească cu 82% pentru ca să-și revină? Pentru că astfel de creșteri de 82%, de 67%, să nu mai vorbim de o creștere de 100%, cât de des le-ați văzut voi pe bursă? Nu vorbim aici de piața cripto. Când își revin companiile? O altă întrebare la care ar fi interesant să răspundem, să vedem. În ce condiții merită să mai ții, să menții în poziție o companie unde ai o pierdere, și în ce condiții mai degrabă merită să marchezi acea pierdere și să mergi mai departe. Așadar, când își revin companiile? Avem aici situația unei companii celebre pe bursă, care de la momentul listării în 2013, la final de 2013, până. În 2017, până la începutul anului 2017, a pierdut procente bune din evaluare, pentru ca din 2017 cotația să-și revină, cum spun investitorii. Este cazul companiei Nuclear Electrica, care de la momentul listării de la 12 lei, aproximativ 12 lei, a scăzut până la 4,6 lei pe acțiune. Ca după aceea, brusc, din 2017, cotația să intre pe, din nou pe un trend ascendent, și vedem astăzi unde este cotația nuclear-electrică. Ce s-a întâmplat? De ce au scăzut acțiunile? Pentru că acțiunile unei companii nu scad așa pur și simplu și nu cresc dintr-o dată, brusc, din 2017. Cifra de afaceri a companiei a scăzut din 2014 până în 2016 și vedem aici și profitul operațional și profitul net a fost pe un trend descendent pentru că statul a intervenit pe piața de energie și a impus anumite reglementări pentru prețul pe care nuclear electrica și ceilalți producători de energie pot să-l ceară pentru energia produsă. Mi-aduc aminte, parcă era un preț plafonat de vreo 180 de lei pe megawatt. Și este motivul pentru care acțiunile pentru care cifra de afacere a companiei a scăzut și profitul operațional pe măsură ce cheltuielile companiei au fost 2014-2015, vedem, la 1,5 miliarde de lei. Așadar, statul efectiv a plafonat veniturile pe care le poate obține compania și implicit asta a afectat profitul companiei nucleare electrică de aceea acțiunile au scăzut. Însă din 2017 piața de energie s-a liberalizat și atunci nuclear electrica și ceilalți producători de energie au putut să-și vândă energia la prețul pieței. Și vedem aici că din 2017 veniturile au crescut, profitul operațional în 2018 a fost deja peste 500 de milioane de lei, la fel și profitul net a crescut accelerat și de aceea cotația și-a revenit. Așadar, Trebuie să ne punem întrebarea, atunci când avem o poziție pe minus, există perspective pentru ca rezultatele companiei să se îmbunătățească în următorii ani? Că dacă există astfel, vedem un astfel de scenariu în care rezultatele se pot îmbunătăți, atunci merită să mențin acea poziție pe termen mai lung, poate să am răbdare, poate să fac DCA pe acea companie, în speranța că la un moment dat cotația își va reveni. Altfel, poate ar trebui să luăm o altă decizie. Pentru cei care merg pe filozofia nu vând în pierdere, există un cost pe care ei, de fapt, îl plătesc atunci când iau decizia de a menține acea poziție. Este vorba de costul de oportunitate. Reprezintă câștigul potențial pe care un investitor l-ar putea avea atunci când mizează pe o companie în detrimentul alteia. Pentru că această strategie, de a imo această strategie de a imobiliza sume importante de bani în companii care, nu, care merg din ce în ce mai prost îți va produce la un moment dat mai mult rău decât bine în portofoliul tău. Ce vreau să spun cu asta? Să menții o poziție pe o companie care merge din ce în ce mai prost, a cărei rezultate se deteriorează de la un an la altul, nu distribuie dividende. Face pierdere din ce în ce mai mare, de la un an la altul, să menține acea poziție pe termen lung, în speranța că la un moment dat își va reveni, am, pe această companie am un cost de oportunitate, pentru că poate aș putea vinde acțiunile acelei companii, să-mi recuperez măcar o parte din bani și să mă duc cu banii pe o companie care raportează rezultate mai bune, din ce în ce mai bune, an de an și poate să-mi recuperez acea pierdere pe o companie care va avea un raliu în perioada următoare și distribuie și dividende. În ideea, întrebarea e de ce să stau pe o companie care merge din ce în ce mai prost când pot să reinvestesc acei bani, acea sumă de bani pe o companie care merge din ce în ce mai bine. Și poate să-mi recuperez pierderea făcută pe compania pe care am vândut-o pe minus, din câștigul pe o astfel de companie care merge din ce în ce mai bine. Așadar, intervine acest cost de oportunitate în ideea în care imobilizezi niște bani pe o companie proastă, când ai putea să investești în acei, acei bani într-o companie care merge din ce în ce mai bine. Pentru că așteptând să-și revină arătam acest tabel, să-și revină o companie cu 67, cu 82%, nu poate să revină acea companie dacă nu raportează, dacă nu vine cu ceva surprinzător în piață, cu niște rezultate foarte bune, cu un dividend mega, cu un randament foarte bun. Doar în astfel de scenarii putem vedea un astfel de raliu pe o companie. Și, și tu dacă nu vezi un astfel de scenariu în care acea cotație să crească atât de bine, atunci poate ar fi mai bine să marchezi pierderea. Mergând mai departe, ce înseamnă să fii un investitor activ la bursă? Adică un investitor care deține acțiuni individuale la companii listate. Trebuie să fii conștient atunci când ești investitor activ la bursă că nu vei face mereu investiții profitabile, așa cum nu ai tu întotdeauna dreptate. Nu vei avea mereu un portofoliu de investiții verde. Acei investitor care își imaginează că guru în investiții, Buffett și alți investitori mari au întotdeauna portofolii verzi cu randamente pe se uită ei în portofoliu au plus 50, plus 60% pe fiecare companie în care au investit, își fac niște iluzii. Nu vei avea mereu un portofoliu verde, vei avea un portofoliu și poziții pe minus. Unele mai mici, altele mai mari, asta depinde foarte mult de modul în care îți selectezi companiile în care intri, dar și de evoluția efectivă a bursei. Atunci când faci investiții la bursă, active la bursă, trebuie să-ți asumi greșelile și să înveți din fiecare greșeală câte ceva. Trebuie să menții un jurnal de investiții în care să-ți notezi de ce ai investit în anumite companii, care sunt calculele pe care ți le-ai făcut, care sunt motivele pentru care tu crezi că acea investiție sau acea companie este o companie profitabilă în care merită neapărat să deții câteva acțiuni și să monitorizezi periodic pozițiile pe care le ai, pe care le ai în portofoliu. Iar și Buffett a vândut la un moment dat în pierdere. Dacă vă aduceți aminte, filozofia lui Buffett spunea așa If you aren't willing to own a stock for 10 years, don't even think about owning it for 10 minutes. Și în 2016, Buffett a făcut mai multe investiții în industria aeronautică. A cumpărat dețineri importante în Delta Airlines, American Airlines, United Airlines, pentru 7-8 miliarde de dolari, evaluare în 2016, pentru investițiile pe care le-a făcut în această industrie. După care a venit pandemia în 2020, și um, aceste deținere au fost vândute în primăvara anului 2020 la mai puțin decât valoarea. Pe care a plătit-o Buffett la momentul achiziției. Și Buffett a numit investiția în aceste acțiuni o greșeală, argumentând decizia de a vinde prin faptul că va dura ani de zile până când industria își va reveni. Era convins că, la un moment dat, aceste companii își vor reveni, dar el, la momentul la care a decis să vândă aceste acțiuni, era convins că va dura ani de zile până, până când aceste companii își vor reveni sau întreaga industrie își va reveni. Așadar, s-a uitat la acest cost de oportunitate în 2020, exact ce discutam anterior, și a luat decizia că poate plasa acest, acești bani, aceste miliarde de dolari, în 2020, în companii care pot crește mult mai bine în perioada următoare decât aceste companii din industria aeronautică a intervenit acest cost de oportunitate care a considerat că este prea mare în 2020 pe această companie, pe această industrie de aeronautică și probabil a mizat, nu știu eu exact, pe companii poate din sectorul de tehnologie care a crescut destul de bine, dacă vă aduceți aminte, 2020 și în anii următori. De fapt, ce a făcut Buffett Până la urmă, și-a reevaluat pozițiile din portofoliu la începutul anului 2020. Și asta e un, o chestiune foarte importantă pe care vă recomand și voi să faceți de, de câteva ori pe an: să vă reevaluați pozițiile din portofoliu, să vă uitați la fiecare poziție și să vă întrebați, ok, de ce am investit în compania asta? Care au fost motivele fundamentale? pe care le-am avut în vedere atunci când am investit în acțiunile companiei X. Ce așteptări am eu de la compania asta pe viitor? Ce așteptări mi-am făcut pentru următoarele 12 luni? Și dacă mai este valabil acel scenariu pe care mi l-am făcut eu atunci când am investit în acțiunile acele companii. Dacă da, atunci poți să faci DCA, să suplimentezi poziția. Dacă nu, poate ar trebui să te desparți de acțiunile acele companii când să marchezi o pierdere? Doar atunci când povestea companiei se schimbă. Voi atunci când investiți în acțiunile unei companii, probabil aveți în vedere o anumită poveste pentru acea companie, adică o evoluție a rezultatelor financiare, a dividendelor pe care le distribuie, a investițiilor pe care poate acea companie le face și așa mai departe. Dacă acele așteptări pe care vi le-ați făcut nu mai corespund cu realitatea, vindeți acea companie în profit, pierdere, orice ar fi. Pentru că dacă nu, intervine acel cost de oportunitate de care am discutat. Dacă observați schimbări importante în companie, în management și așa mai departe, care schimbă cu totul evoluția business pe viitor și se schimbă implicit și povestea companiei sau așteptările voastre pe viitor, vindeți acea poziție, mergeți mai departe. Dacă apar schimbări macro, război, pandemie, nu știu, vin extraterestri, cine știe ce ne mai așteaptă, care dau peste cap calculele pe care ni le-am făcut, Vindeți acea companie și mergeți mai departe, pentru că altfel veți plăti un cost de oportunitate. Sunt alte companii care surprind plăcut, care reușesc să iasă dintr-o dată în evidență, și investitorii le observă și s-ar putea să ratați, ratați oportunități foarte bune, așteptând la nesfârșit ca acea companie să își revină odată. Ce fac traderii? Pentru că adesea, uneori investitorii mă întreabă, ok, dar când să vând? La minus 15, la minus 20, la minus 5, când să mă despart o companie? Traderii cu experiență, traderii foarte active, adică aceia care stau toată ziua cu nasul în bursă și, și nu ratează nicio oportunitate, recomandă să marchez o pierdere la o scădere de 8%, maximum 10%. Pentru că o scădere de 8% poate fi acoperită de o altă investiție care se duce în sus cu 8,7%. Sau o scădere de 10% este acoperită de un câștig de 11%. Și astfel de pierderi sunt mai ușor suportabile. Și, evident, există oportunități pe bursă care, companii care cresc cu 8,7%, cu 10% în decurs de câteva zile, poate uneori chiar într-o zi. Astfel de creșteri sunt mai des întâlnite, le găsești. Dar companii care să-și revină cu 100% sau să crească cu 100% sunt mai rar întâlnite. Sau 60%, 80%, cum v-am arătat anterior, rar găsești astfel de companii. Dar o creștere de 8,7%, 10%, o mai găsești. Un pasaj dintr-un articol foarte interesant de pe site-ul investors.com spune așa If you limit losses on initial purchases to 7 or 8%, you can stay out of trouble, even if only one of the four buys delivers a modest profit of 25% or 30%. You can be wrong 3 out of every four times and still live to invest another day. Pune un articol de pe site-ul investors.com. Eu nu am stop loss sau nu merg pe ideea de am limita pierderile la 8-10%, ci merg pe filozofia de a reevalua portofoliul periodic și să văd în ce măsură acele companii în care am investit merg pe scenariu pe care l-am previzionat eu. Dacă constat că anumite companii se abat de, acel, de la acel scenariu, îmi înșeală așteptările, rezultatele nu se ridică la nivelul așteptărilor mele, business-ul nu merge în direcția în care am prefigurat-o eu, marchez pierderea și mă orientez către altceva. Traderii cu experiență, acei investitori foarte activi la bursă, se pare că își limitează pierderile la 8, maximum 10%, acum depinde de stilul investițional a fiecăruia dintre noi. Cam atât pentru astăzi, vă invit la final să descărcați și aplicația Investește la Bursă, este o aplicație cu care vă mențineți informați și documentați în legătură cu companiile listate la Bursa de Valori București, o găsiți gratuit pe App Store și Google Play. Până data viitoare vă doresc investiții cât mai profitabile.